Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce binecuvântări sau ce bucurii ne așteaptă în perioada imediat următoare, deoarece nu am niciun control asupra rezultatului care mi iasă de cele mai multe ori în etalări și atunci, în ultima perioadă, nouă ne-au tot venit lucruri negative, atunci am zis să ne concentrăm un pic strict pe aspectele pozitive pentru a ne încuraja un pic. Bun! Vom avea trei etalări, etalarea 1, etalarea 2 și etalarea 3. Dacă aveți nevoie de etalări personalizate, atunci aveți toate detaliile în descriere și mă puteți contacta pe WhatsApp, pe Facebook. De preferat ar fi să mă contactați prin mesaje private, deoarece în ultima perioadă am văzut că tot mai multe persoane se plâng de anumite persoane care comentează în locul lor și nu sunt în nicio legătură cu persoana care deține respectivul cont de YouTube. De aceea am să vă rog să mă contactați fie la numărul de telefon din descriere, fie pe pagina de Facebook pe care consider că cu toții o știți, fie pe site-ul luptarot.com. Bun. Și voi începe cu etalarea numărul 1. Pe acestea le voi pune deoparte. Bun. Să vedem, înainte de toate, care este tema principală. E timpul pentru a țipi un pic și o mână de ajutor ar trebui să zicem aici și tot ce strălucește. Bun. Ideea ar fi în felul următor. Voi aveți niște idealuri foarte mari, ceea ce este foarte bine, însă nu este cel mai bun moment în acest moment să luați acțiune în legătură cu aceasta. Este momentul ca voi să vă luați un mic moment de respiro, să vă gândiți cam ce vreți să atingeți, ce vreți să obțineți și pașii concreți pentru acest lucru și să vă odihniți, pentru că ulterior, dacă voi faceți acest lucru acum, ulterior veți primi ajutor pentru a grăbi un pic procesul de avansare în ceea ce voi vă propuneți. De ce? Pentru că voi, dacă acționați acum foarte mult, riscați să vă obosiți pe voi și să nu obțineți mare brânză. În schimb, dacă acum vă folosiți energia să vă odihniți, Universul vă va trimite ajutoare pentru a atinge foarte repede rezultate remarcabile într-un timp foarte, foarte scurt. Ceea ce este foarte bine. Ok. Să vedem pentru acest legea atracției, relații și schimbare de direcție. În regulă, cei care așteptați o relație, o relație care să decurgă bine, să fie pe termen lung, foarte curând acest lucru se va întâmpla, însă trebuie să învățați să folosiți mai bine legea atracției și pe lângă acest lucru trebuie să vă lăsați deoparte dorința de a atrage o anumită persoană. Încercați să vă atrageți către voi partenerul perfect, partenerul ideal, partenerul care se potrivește cu voi, nu o anumită persoană, pentru că nu întotdeauna persoana respectivă este într-adevăr benefică pentru voi, pentru că de cele mai multe ori, chiar dacă voi vă doriți acea persoană, foarte multe lucruri nu se pot potrivi și ajungeți la dezamăgiri pe acest context în relații. Încercați să ieșiți din acest ciclu karmic în care voi vă doriți neapărat o persoană și trebuie să obțineți neapărat persoana aia și începeți să fiți mai deschiși la ceea ce aveți voi nevoie, nu la ceea ce tânjiți doar din aspecte de 3D, de exemplu persoana care vă atrage privirea sau persoana cu care aveți o atracție sexuală foarte, foarte mare. Nu întotdeauna acela e răspunsul, dar încercați să vă calmați și să folosiți legea atracției. Bun. Aici, pentru persoanele care vor o relație de lungă durată, aș recomanda în felul următor. Încercați să luați o foaie de hârtie și scrieți acolo toate calitățile, dar toate, până la ultimul detaliu al persoanei pe care voi o vreți în viața voastră. Dar, din nou, nu vă limitați
la o persoană, gen persoană specifică cu nume, cu tot. Nu, limitați-vă la idealul vostru de persoană. Puneți calități, puteți spune și culoarea ochilor sau cum vreți să arate ca fizic, lucruri de acest gen, dar cel mai important este să-i subliniați lucrurile bune din caracterul său pe care le vreți. Bun. Să vedem din oracolul țigănesc. Ok, bun. Deci, voi foarte curând veți primi o vizită. O vizită poate să fie foarte în surpriză, în sensul că nici nu vă așteptați să fie din partea unei persoane ce vă interesează la nivel amoros. Chiar dacă voi, de exemplu, în acest moment nu vă gândiți că e posibil, nu vă gândiți că această persoană ar veni la voi, nu vă gândiți că ar exista un motiv pentru care persoana respectivă să vină, de exemplu, sunteți într-o separare de foarte mult timp și nu vă mai așteptați la nimic, ei bine, această persoană s-ar putea să vă facă o surpriză și să vină la voi mai repede decât puteți voi realiza, în sensul în care, să zicem, persoana brusc vă contactează, voi este foarte probabil să fiți cumva la distanță în acest moment și să vă întrebe unde sunteți că vine, voi să ziceți, a, da, sunt acolo, dar nu are rost și să vă treziți a doua, a treia zi cu persoana asta la ușă. Deci chiar situații de acest gen este posibil să se întâmplă în perioada imediat următoare. Văd că lucrurile sunt foarte benefice. Ce aș vrea să subliniez aici, voi aici credeți că această relație, specific pentru persoana care va păți acest lucru, voi ați crezut că această relație efectiv s-a încheiat. În această relație este foarte probabil să fi fost destul de problematice niște aspecte cu banii, în sensul în care persoana, să zicem, se aștepta la o persoană, persoana voastră se aștepta la o persoană mai înstărită sau voia să profite din punct de vedere financiar și n-a reușit. Sau era pur și simplu obsedată de ideea banilor. Ideea este în felul următor că pentru voi încheierea acestei relații în trecut v-a făcut să suferiți foarte mult, să cădeți într-o depresie. Ideea este că această persoană a văzut că deși a ales pe moment banii sau să profite de cineva cu bani, lucrurile nu au fost foarte bune pentru această persoană și apoi ulterior, după încheierea relației cu voi, s-a judecat pe sine foarte, foarte dur. Astfel încât acum vrea să dea timpul înapoi, deși știe că nu poate, dar încearcă măcar să ia legătura din nou cu voi și să înceapă să se concentreze pe propria fericire. Bun. Și acum și tarotul. Ce binecuvântări vin către voi în perioada imediat apropiată. Echilibrul, 10 de cupe, 5 de săbii, rege de spade, 6 de spade, puterea, 3 de spade și 4 de monede. Bun. Deci, într-adevăr, la voi urmează o împăcare. Singura problemă care va fi în legătură cu voi va fi, pentru că voi veți avea foarte multe rețineri și foarte multe dubii în legătură cu această persoană, pentru că, din nou, îmi iasă în evidență faptul că această persoană este foarte probabil să vă fi lăsat pentru altcineva și voi să fi suferit teribil. Ideea este că această persoană într-adevăr vine către voi. Chiar dacă voi sunteți foarte reticenți, foarte închiși în voi în acest moment, din cauza ceea ce s-a întâmplat în trecut între voi și această persoană deja s-a hotărât, această persoană deja se gândește să vină către voi, și pentru ea cel puțin nu mai este punct de întoarcere. Acum, ideea este în felul următor, pentru că pe voi, deși vă văd că ați vrea acest lucru să se întâmple, cumva nu reușiți să scăpați din acel punct de suferință în care această persoană v-a lăsat, chiar dacă pentru unii dintre voi s-au scurs luni de zile, chiar ani, nu vă văd să fi putut să treceți încă peste acea suferință cu totul. Încercați să faceți anumite meditații pe chakra inimii, încercați să faceți meditații de iertare pe voi înșivă, dar și iertare pentru celelalte persoane. Pentru că în punctul în care
Voi reușiți să vă iertați pe voi înși și vă va fi mai ușor să iertați și pe ceilalți. Bun, în afară de asta, nu aș mai avea foarte multe de zis, în sensul în care toate aspectele importante au fost deja spuse, doar odihniți-vă un pic și în acest moment puneți lucrurile la cale și păstrați-vă energia pentru mai târziu, pentru că veți avea într-adevăr nevoie de ea. Pentru câteva persoane din voi, proiectul pe care voi îl faceți va fi cumva legat de persoana iubită. Este posibil ca proiectul pe care voi să-l dezvoltați și acum nu vă gândiți să-l faceți împreună cu cineva, ci vă gândiți să-l faceți pe cont propriu, ei bine, ulterior persoana iubită vă va sprijini în acest proiect pentru a-și demonstra loialitatea și faptul că vrea să fie mult mai implicată în ceea ce faceți voi și în viața voastră. Bun. Țineți cont că aceste talări sunt generale, deci automat nu pot rezona cu toată lumea. Dacă aveți nevoie de talări personale, în descriere găsiți toate detaliile de care aveți nevoie. Vă mulțumesc! Bun. Și cam atât cu etalarea numărul 1. Pentru etalarea numărul 2. Să vedem ce bucurii sau binecuvântări vă așteaptă foarte curând. Bun, aici avem tema casei foarte proeminentă. Unii dintre voi s-ar putea să... Deci, dacă voi sunteți plecați în străinătate în acest moment și vă este dor de casă, un drum neașteptat către casă va veni destul de curând. Nu l-aș vedea neapărat ca pe un lucru negativ, ci pozitiv, doar că o să trebuiască să vă simțiți un pic constrânși pentru a face această decizie. Bun, pentru cei care sunt la ei acasă în acest moment, aș putea spune în felul următor. Foarte curând o schimbare de casă se anunță. Pentru această schimbare de casă este posibil să primiți un fel de ajutor. Deci, de exemplu, vă puteți angaja la o firmă ce vă solicită să vă mutați în altă parte pentru a putea lucra sau probabil decideți că este momentul să faceți o schimbare în ceea ce privește casa, să vă mutați în alt oraș sau situații de acest gen. Știu că din punct de vedere al situațiilor la nivel mondial, pentru multă lume nu este ideal acest lucru, însă pentru o parte din voi văd că se va întâmpla și veți primi un ajutor extern. Deci unii dintre voi chiar este posibil să reușească într-un fel sau altul să obțină un împrumut, sau să obțină un fel de contract care să-i ajute ulterior pentru o mutare mai ușoară. Am zis, în ciuda situației cu pandemia, de undeva voi ajutor primiți. Poate să fie ajutor de la familie, poate să fie ajutor de la bancă, pot fi diferite soiuri de ajutor, dar ceva ajutor cu siguranță veți primi. Sau probabil este foarte posibil ca firma la care vă angajați efectiv să vă ofere cazare. Bun, să vedem mai departe. Un nou partener. Bucurie. Și legea atracției din nou. Bun. Deci, sincer, față de pachetul numărul 1, pe voi vă văd un pic mai... obișnuiți cu legea atracției, în sensul în care voi v-ați atras voi vă atrageți în mod activ un anumit tip de parteneriat. De aceea tot îmi iese în evidență situația de ajutor și un nou partener. Pentru unii poate să fie faptul că vă mutați cu o persoană iubită. Dar această mutare oricum vă creează foarte multă bucurie. Această mutare este atrasă de voi în mod conștient folosind legea atracției, nu văd aspecte negative. Dacă nu aveți pe nimeni în acest moment și aveți această mutare din prisma locului de muncă sau, să zicem, anumite situații vă obligă să vă mutați iar cu familia sau ceva de acest gen, prin această mutare veți întâlni o nouă persoană în viața voastră. Bun.
care vă va fi foarte, foarte apropiată. Pentru unii va fi prieten, pentru alții va fi mai mult decât prieten. Ideea este că etalarea este generală, deci am să vă rog să țineți cont de acest lucru și atunci nu poate să rezoneze 100% cu o singură persoană ca să pot să zic da, persoana aceasta va fi doar prieten sau da, persoana asta va fi strict o persoană cu care veți întemeia o relație. De aceea am să vă rog să țineți cont că trebuie să adaptați și voi de acasă aceste lucruri. Bun. Cadou. Din nou, prima carte de la oracolul țigănesc. Este cadou. Consecvență. Falsitate. Văduvă. Bucurie. Boală. Iubire. Mesaj, pierdere și tristețe. Aici s-ar putea să fie avut de-a face în trecut cu o persoană destul de falsă, care obișnuia să vă ofere destul de multe cadouri, însă nu prea era consecventă în ceea ce privea relația, dar vă spunea că este foarte ocupată din cauza locului de muncă, lucruri de acest gen. Ei bine, acum aveți posibilitatea să treceți de această persoană și să întâlniți o persoană nouă cu care să aveți o situație mult mai stabilă. Dar asta înseamnă să acceptați pierderea acestei persoane care oricum n-a fost acolo pentru voi în primul rând. Încercați să treceți de această tristețe pentru că lucrurile pentru voi sunt destul de promițătoare. Dar este ca era o poză cândva pe rețelele de socializare cu Dumnezeu și o fetiță cu un ursuleț micuț. Și practic în acea ilustrație Dumnezeu îi cerea fetiței să renunțe la acel ursuleț micuț pentru a-i oferi unul mult mai mare. Cam așa sunteți voi acum. Trebuie să renunțați la acea relație care oricum nu vă aducea niciun beneficiu, oricum nu vă împlinea, oricum nu vă făcea diferiți, nu vă făcea fericiți, pardon, pentru a avea o situație mult mai benefică, mult mai consecventă, mult mai stabilă și pe care voi vă doreați atât de mult. Chiar dacă nu e această persoană, genul acela de relație este posibil pentru voi și doar trebuie să renunțați la ceea ce deja v-a dezamăgit destul de mult și oricum nu-și mai are rostul. Bun, pentru tarot să vedem care sunt binecuvântările ce vin în perioada imediat următoare. 9 de cupe, cavaler de cupe, 4 de monede, 2 de monede, regină de spade, cavaler de spade, paj de bâte și 6 de bâte. Bun, deci în construcția în care voi sunteți acum, și persoana care v-a dezamăgit, tot o să fie în jurul vostru, adică tot o să orbiteze în jurul vostru, tot o să caute să revină. Dar aici depinde de voi, vreți să fiți fericiți cu persoana cea nouă sau vreți să vă întoarceți la vechile obiceiuri, la vechea situație instabilă. Singura problemă aici ar fi că pe voi vă văd destul de blocați în ideea că nu prea meritați iubire sau că nu puteți găsi un partener așa cum vă doriți voi. Ba da, puteți să vă găsiți partenerul pe care voi îl vreți, dar trebuie doar să vă deschideți ochii, în sensul în care vedeți această femeie, are ochii închiși, încercați să vă deschideți ochii, încercați să vedeți în jurul vostru, pentru că persoana care vine către voi, cu siguranță va fi mult mai stabilă față de voi. Apropo, persoana nouă care va veni în momentul în care o veți cunoaște, este foarte probabil să poarte o cămașă albă sau ceva alb, să fie îmbrăcată în albă în momentul în care voi o cunoașteți și de asemenea poate să aibă o mașină albă. Ar fi albă sau argintie, undeva pe acolo. Dar mașina aș vedea-o ca fiind foarte puternică, foarte, un pic mai mare decât mașinile obișnuite. Bun. Aici depinde doar de voi, dar trebuie să aveți și voi grijă să vă gândiți un pic mai bine dacă are rost să țineți și să trageți în continuare cu dinții de persoana care v-a dezamăgit sau e cazul să faceți un pas înainte, pentru că lucrurile pot fi frumoase dacă și voi depuneți efort pentru a face acest lucru să se întâmple. Bun. Și acum trecem la etalarea numărul 3. Opa. Să vedem
despre voi. Pentru voi, ce binecuvântări și ce bucurii vă așteaptă în perioada imediat următoare. Insula Comorii. Practic, vă învârtiți în cerc aici cu o situație și ea merge pe drumul cel mai lung, ar veni. Și întrebarea ar fi de ce. Bun. În această situație aș zice în felul următor. Aveți grijă, pentru că voi sunteți aici conduși de o iluzie care vă tot învârte în jurul cozii și nu reușiți niciodată să obțineți nimic. Voi cumva încercați să săriți peste niște pași și nu este în regulă. De ce? Pentru că deși voi aveți senzația că săriți peste niște pași, de fapt voi vă adăugați pași suplimentari. Este ca și cum în loc să mergeți pe scări obișnuite, alegeți să mergeți pe scările rulante, dar în loc să mergeți pe scările rulante ce merg în direcția voastră, voi vă urcați pe scările rulante ce merg în direcția opusă. Deci, de exemplu, voi dacă vreți să ajungeți la etaj, voi mergeți pe scările rulante ce coboară. Și nu înțelegeți de ce vi se pare că nu mai ajungeți la destinație. Din cauza asta, că voi cumva încercați să păcăliți anumiți pași și vă îngreunați situația de unii singuri. Este momentul să vă întrebați de ce anumite lucruri nu ies. Chiar oricât de mult efort depuneți voi acolo, pentru că s-ar putea să realizați că pașii pe care i-ați făcut voi nu sunt optimi. Încercați să vorbiți cu o anumită persoană sau încercați să citiți în legătură cu situația ce vă frământă și o să vedeți că voi săriți peste niște pași esențiali. În trei puncte s-ar putea să dați de persoana care să vă spună acest lucru. Trei puncte înseamnă 3 zile, 3 săptămâni. Nu aș considera mai mult, deoarece această etalare este făcută pentru o lună, aproximativ o lună jumate, pentru a fi informați în legătură cu toate aceste noutăți. Ulterior, poate dura într-adevăr până la 6 luni să se aplice lucrurile, dar cel puțin să aflați de toate lucrurile care se vor întâmpla în viața voastră și rezonează cu această etalare, vă va lua maxim o lună jumate. Bun. Binecuvântări travestite. Nu ai de ce să-ți faci griji. Și a dărui și a primi. Bun. Faptul că această situație nu funcționează pentru voi, deși vă doriți foarte mult, este de fapt o binecuvântare travestită. Voi nu vă dați seama de faptul că lucrurile pe care voi le percepeți acum ca fi ghinioane, de fapt sunt întâmplări fericite pentru voi, dar o să puteți vedea acest lucru ulterior. Acum nu aveți punctul în care să puteți vedea clar toată situația, aveți doar răbdare. Nu aveți de ce să vă faceți griji, lucrurile în cele din urmă vor funcționa, dar sunt cerute foarte multe ajustări în planul vostru și voi nu vă dați seama cum ar trebui să faceți acele ajustări. Așteptați până puteți avea un punct de vedere mult mai clar. Apropo, aici încercați să dăruiți mai mult. În momentul în care, nu știu, vreți ca un proiect să vă iasă bine, încercați să faceți ceva să meargă strună, încercați ca atunci când începeți sau înainte să începeți, chiar înainte să începeți sau imediat după ce ați început, să oferiți ceva, nu știu, unui străin. Încercați să dați bani chiar și unui cerșetor, chiar nu contează cui, dar încercați să oferiți. Oferiți către univers, ca universul să vă dea vouă. Dacă vă faceți un obicei să dați în fiecare lună, să zicem, o sumă de bani, nu contează că e vorba de 10 lei sau de 100, în fiecare cum simte și cum poate, acest obicei vă poate ajuta să deblocați sumele de bani să intre mai practic în număr mai mare în viața voastră. Pentru că foarte multe persoane sunt pe modul mă descurc foarte greu, nu pot să ofer. Ba da, puteți oferi. Puteți oferi o porție de mâncare, unui cerșetor, puteți oferi o pâine, puteți oferi 1 leu, 5 lei. Nu trebuie să oferiți o avere. Ideea este să oferiți, pentru că cu cât încercați să strângeți și să țineți și să
Țineți cumva cu forța, cu atât mai rău pierdeți. Sper că ați putut înțelege ce vreau să zic. Încercați să oferiți cât uși de puțin, dar încercați să oferiți în fiecare lună. Bun. Speranță, nu vă pierdeți speranța. Hoț. Scrisoare. Pierdere. Călătorie. Și cadou. Bun, aici dacă aveți de-a face cu bunuri care v-au fost înstrăinate prin metode, să zic, tradiționale, în sensul de furt, sau prin metode un pic mai grave din punct de vedere legal, de exemplu, persoana care a falsificat acte, lucruri de acest gen, s-ar putea să aveți surpriza că vă sunt returnate sau le primiți cumva din altă parte. Deci dacă este vorba de moșteniri, de case, de lucruri de acest gen, vă vor fi returnate, iar dacă a fost vorba de un furt minor, cumva lucrurile ce vi s-au furat le veți primi din altă parte, sub formă de cadou. Bun. Să vedem acum în tarot care sunt binecuvântările care vă așteaptă în perioada imediat următoare. Apropo, dacă așteptați ceva vești în legătură cu niște acte, vor veni și vor fi foarte benefice pentru voi. Chiar dacă până acum, să zicem, pentru unele persoane ați fost avertizați că e o situație mai dificilă și e foarte probabil să pierdeți, ar putea să realizați că lucrurile încep să stea mai mult în favoarea voastră. În legătură cu tarotul, lucrurile ușor-ușor încep să prindă contur. Ideea este să vă lăsați creativitatea să zburde din când în când. Încercați să... Nu știu, să desenați, să colorați, să scrieți versuri, chiar dacă nu aveți un talent foarte mare la scris, sau să vă exprimați pur și simplu în scris, fără să fie vorba de versuri, să spuneți pur și simplu ce vă apasă pe inimă, pentru că o să vă dați seama că o să vă simțiți mult mai liberați, pentru că mulți dintre voi s-ar putea să se fi închis de o perioadă mai bună încoace și să nu fi discutat cu nimeni și foarte multe lucruri în viața voastră vă apasă pur și simplu pe inimă. Este momentul să vă eliberați de aceste greutăți și să vă îmbrățișați partea creativă. Dacă știți că aveți talent la desen, pictat, versuri, orice de acest gen, urmați-vă talentul și vă veți simți mult mai bine, chiar dacă nu o faceți neapărat pentru bani, chiar dacă nu o faceți și nu vă cunoaște nimeni în legătură cu asta, faceți-o pentru voi și veți reuși să vă simțiți mult mai bine în momentele dificile. Bun, cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și să ne revedem cât mai curând.